Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu! În acest video vă voi spune câte ceva despre articolele hotărâte în limba germană, der, die, das, dar și despre pluralul substantivelor. Să începem! Vom începe cu der, articolul folosit pentru substantivele la genul masculin, männlich, männlich. Der, articolul la genul masculin, se va folosi pentru zilele săptămânii, die Wochentage, și avem exemple, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, lunia, marțea, miercuria, și lunile anului, die Monate, der Januar, der Februar, der März. Der se va folosi și pentru părțile zilei, die Tageszeiten, der Morgen, der Mittag, der Nachmittag, dimineața, amiaza, după amiaza. Noaptea va fi die Nacht. Și pentru anotimpuri, Jahreszeiten, der Frühling, der Sommer, primăvara, vara, dar și der Herbst, der Winter, toamna, iarna. Punctele cardinale, die Himmelsrichtungen, der Norden, der Süden, der Osten și der Westen. Iar vremea, das Wetter, der Regen, ploaia, der Schnee, zăpada, der Wind, vântul. Iar acum vă voi da câteva exemple de terminații specifice acestui gen, genului masculin. OR, motor, director. Cu sufixul ich, ig, vom avea Bereich, domeniu, Honig, miere, ing, Zwilling, geamăn, Schmetterling, fluture. Iar Iker, Mechaniker, Techniker, Ismus, Kapitalismus, Sozialismus, Ist, Sozialist, Turist, Journalist, Ant, Praktikant, Lieferant, care înseamnă furnizor, End, Student, Prezident. Iar acum voi da și exemple de alte substantive la genul masculin, care sunt puțin mai uzuale, mai folositoare. Avem der Feiertag, ziua de sărbătoare. Der Koffer, valiza. Der Schlüssel, cheia. Der Platz, locul. Der Rock, fusta. Der Computer, computerul. Der Schreibtisch, biroul. Der Stift, fixul. Der Zeitplan, orarul. Der Dienstplan, orarul de muncă. Der Preis, prețul. Der Gewinn, câștigul. Der Keller, pivnița. Der Schrank, dulapul. Der Tisch, masa. Der Stuhl, scaunul. Și ultimele exemple cu der. Der Baum, copacul. Der Weg, potecă, cale, drum. Der Fisch, peștele. Der Hund, câinele. Der Sport, sportul. Der Anfang, începutul. Der Anzug, costumul. Der Buchstabe, litera. Acum vă trece la genul feminin, weiblich. Când este vorba de persoane, este mai simplu să vă dați seama ce articol au. Vom avea, de exemplu, bărbatul va fi der Mann, iar femeia, die Frau. La fel, der Herr, domnul, die Dame, doamna,
Der Vater, tatăl. Die Mutter, mama. Der Sohn, fiul. Die Tochter, fiica. Iar când este vorba de o profesie, se va adăuga pentru genul feminin in ca sufix. Avem, de exemplu, der Lehrer, profesorul, va fi die Lehrerin, profesoara. Sau der Schüler, elevul, die Schülerin, die Schülerin, eleva. Numerele, die Zahlen, vor avea articolul die eins, die zwei, die drei. Copacii și plantele, Bäume und Pflanzen, die Blume, die Rose, Floria, trandafirul. Der Baum, însă, copacul, va fi masculin, der Baum. Fructele, die Obstsorten, die Ananas, die Birne, die Erdbeere. Dar der Apfel, mărul. Și câteva terminații, Endungen, Ung, Heizung, încălzitor, Wohnung, apartament, Rechnung, notă de plată. Ion, Religion, religie, Region, regiune. Ic, Muzic, muzică, Politic, politică, Fabric, fabrică. Ans, distanț, distanț. Ens, diferenț, diferență. Heit și kait, Freiheit, Männlichkeit. Freiheit este libertate, Männlichkeit, bărbăție. Schaft, vom avea Mannschaft, Mannschaft, echipă. Freundschaft, Freundschaft, prietenie. Tet, universitet, universitate. Qualität, Qualität, calitate. Ur, Natur, temperatur, natura, temperatură. Aj, garaj, etaj. Ai, Bäckerei, brutărie. Bücherei, Bücherei, bibliotecă. Datei, datei, fișier. In, studentin, pacientin, practicantin. In se va folosi pentru substantivele care se transformă din masculin în feminin. Der student va fi die studentin, studentul și studenta. Der pacient, pacientul, die pacientin, pacienta. Acum vă voi mai da câteva exemple de substantive feminine. Die Tür, die Tür, ușa. Die Brücke, podul. Die Kirche, biserica. Die Tankstelle, benzinăria. Die Straße, strada. Die Ermäßigung, reducerea. Die Dusche, dușul. Die Decke, pătura. Die Apotheke, farmacia. Die Bank, banca. Die Tasche, geanta. Die Bezahlung, plata. Die Uhr, ceasul. Die Katze, pisica. Die Kreditkarte, cardul de credit. Die Polizei, poliția. Die Kunst, arta. Die Einladung, invitația. Das se va folosi pentru neutru, sächlich. Diminutivele vor avea întotdeauna articolul das. Aici avem un exemplu. Das Tischlein, care era der Tisch masa, iar das Tischlein măsuța. Das Haus va fi das Häuschen, das Häuschen. Das Haus, casă, das Häuschen, căsuța. Și la der Tisch
se va transforma în das Tischlein. Chiar dacă înainte avea articolul der, când va fi diminutiv, se va spune das. Genul neutru le vor avea și infinitivele substantivizate, de exemplu, das lernen, învățatul, das laufen, alergarea, das schwimmen, înotul. Și la fel și adjectivele substantivizate, das gute, binele, das schöne, frumosul, culorile, das rot, roșul, das blau, albastrul, das gelb, galbenul, literele, das A, das B, das C, metale, das gold, aurul, das silber, argintul, și alte materiale, das glas, sticla, das plastic, plasticul, das holz, lemnul. Și acum vă voi spune câteva terminații specifice genului neutru. Lein, Fräulein, Hirn, Kätzchen, domnișoară, pisicuță. Lein și Hirn se vor folosi pentru diminutive. Studium, muzeum. Tum, altertum, eigentum, antichitate, proprietate. Ma, tema, clima. Ment, document, instrument. Icht, gesicht, față. Licht, lumină. Gewicht, greutate. Nis, zeugnis, certificat. Ergebnis, rezultat. Gedächtnis, memorie. Ing, pentru cuvintele care sunt preluate din limba engleză, vom avea shopping, training. Și acum câteva alte exemple. Das Mittagessen, prânzul. Das Abendessen, cina. Das Frühstück, micul dejun. Das Wasser, apa. Das Bier, berea. Das Ladegerät, încărcătorul, încărcător pentru telefon, de exemplu. Das Handy, telefonul mobil. Das Fahrrad, bicicleta. Das Auto, mașină. Das Wetter, vremea. Das Haus, casa. Das Zimmer, camera. Das Badezimmer, baia. Das Bett, patul. Das Brot, pâinea. Das Hemd, cămașa. Das Paket, coletul sau pachetul. Das Theater, teatrul. Das Kino, cinematograful. Iar acum puțin despre plural. Întotdeauna substantivele la plural vor avea articolul di. Și acum câteva reguli. Majoritatea substantivelor la genul masculin și neutru, care au terminațiile er, en, el, hen și lein, nu vor primi sufix pentru plural. Iar substantivele masculine primesc deseori în locul vocalelor a, o, u, vor primi un umlaut și vor fi e, e, u. Și avem exemplul, das Fenster, fereastra, va fi die Fenster, ferestrele. Articolul se schimbă din das în die. Pentru că toate substantivele la plural vor avea articolul di, iar pentru care terminația er va rămâne la fel, di Fenster. Iar der Garten, grădină, va fi di Gärten,
A se va transforma în a umlaut, iar în locul articolului der, specific genului masculin, vom avea articolul di, specific pluralului. La fel și substantivele feminine vor primi uneori, în locul vocalelor a, o, u, un umlaut, vor deveni e, e, u, iar majoritatea vor avea sufixul e, e, n sau e. Die Nacht, noaptea, die Nächte, nopțile, die Hand, mâna, die Hände, mâinile, die Bluse, bluza, die Blusen, bluzele, die Uhr, ceasul, die Uhren, ceasurile, die Frau, femeia, va fi die Frauen, femeile. Iar puține substantive masculine și neutre vor avea sufixul en sau en. Câteva exemple dintre acestea: der Tag, ziua, die Tage, zilele, der Schrank, dulapul, die Schränke, dulapurile, der Junge, băiatul, die Jungen, băieții, das Auge, ochiul, die Augen, ochi, das Bein, piciorul, die Beine, picioarele, das Bett, patul, die Betten, paturile. Sufixul e va apărea adesea la substantivele masculine formate dintr-o singură silabă. Câteva exemple: der Rock, fusta, die Röcke, fustele, der Kopf, capul, die Köpfe, capetele, der Zahn, dintele, die Zähne, dinții, der Arm, brațul, die Arme, brațele, der Tisch, masa, die Tische, mesele. Sufixul er va apărea deseori la substantivele neutre formate dintr-o singură silabă. Das Bild, imaginea, die Bilder, imaginile, das Buch, cartea, die Bücher, cărțile, das Haus, casa, die Häuser, casele. Iar sufixul es va apărea la substantivele străine sau care se termină cu o vocală. Aici câteva exemple: das T-shirt, die T-shirts, tricoul, tricourile, das Foto, die Fotos, poza, pozele, die Oma, die Omas, bunica, bunicile, der Opa, die Opas, bunicul, bunici, das Auto, die Autos, mașina, mașinile. Cam aceasta a fost lecția de astăzi. Știu că, din păcate, acestea sunt puțin cam complicate, mai ales la început. Este mai bine să învățați substantivele direct cu articolul, pentru că așa va fi mai ușor pe viitor. Dar nu vă faceți nici griji dacă nu le puteți învăța pe toate. Din păcate, nu este o regulă exactă la aceste substantive, exact care ce articol va avea, și de aceea ar trebui învățate pe de rost majoritatea. Vă rog să vă și abonați canalul meu de YouTube pentru a vedea și videoclipurile următoare. Mulțumesc că ați vizionat acest videoclip și aștept să ne vedem data viitoare. Ciao!